Bună tuturor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, mă numesc Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri. Dacă sunteți din abonații mei, cei vechi, care reveniți cu drag sau nu, la fiecare videoclip nou, vă mulțumesc, vă îmbrățișez și nu știu, fără voi acest canal nu ar exista. Ok. Ce avem astăzi? Păi ce să fie decât unboxing. Da. În clipul precedent, vă spuneam că în concediu, ce am făcut. Printre altele, am și scrolat, scrolat, scrolat site-urile mele de suflet, de unde îmi achiziționez eu parfumuri. Bineînțeles că, printre ele, se află și site-ul celor de la parfumas.ro, unde a fost un summer sale, ceva de genul, da? Au fost niște reduceri. Și am zis că, ok, hai să profităm de ele. Parfumurile din această comandă nu sunt chiar blind buy, deoarece pentru fiecare din ele am avut câte o mostră. Acum ceva, mult sau puțin timp în urmă. Dar să trecem la fapte. Am cutter, da? Mă dau mare din nou. Am cutter de data aceasta. Ia să vedem Oare știți ce am achiziționat eu aici Ce putem să achiziționez eu De la Parfumas Avem facturica Și avem bunătățile Care bunătăți sunt după cum urmează. Motivul principal al acestui uh, al acestei comenzi, da, este acest parfum al casei Afnan și anume Historic Doria. Da? Deci Aceasta este cutia. Da. Eu pentru acest istoric Doria am avut o mostră undeva prin, țineți-vă bine, prin primăvară. Martie, aprilie, nu știu. Oricum am lăsat eu o recenzie pe site-ul celor de la Parfumas. Că da, noaptea când nu am somn și mă macină febra parfumurilor, mai scriu recenzii. Și o să vă inserez aici. Asta ca să vă faceți o idee cam de câte luni în urmă am, cam câte luni în urmă am testat eu acest parfum. Și bineînțeles că mi-a rămas gândul la el și acum a fost la reducere 100 de mililitri, 150, 100, 54, oricum, pentru fiecare din uh, parfumuri, vă las uh, link în uh, descrierea clipului. Și, deci, aici avem cutie de carton, însă marginea de aici este cu magnet, da? ca să înțelegeți de ce mă tot jucam eu. Nu știu cât se vede. Da? Deci partea de aici este cu magnet. Oh! Și el este parfumul. Da. Deci, nu știu. Sticlele Casei Afnan, în afară de uh, sucul din interior, sunt opere de artă. Deci, chiar sunt opere de artă. Foarte tare, mi se pare. E genul acela de sticlă, foarte grea. Um, nu știu cât de bine se vede pe cameră. E rozul acela pudră, care îmi place mie foarte, foarte mult. Și sinceră să fiu, chiar nu știu ce vrea să reprezinte această sticlă. Um, la o primă vedere, mă poate duce cu gândul la columnă, dacă zic bine, nu știu de ce mi-aduce aminte din manualul de istorie din școala generală de columna lui Traian. Nu mă întrebați de ce, da? Vă las aici ca să vă faceți, ca să înțelegeți ce spun eu aici. Sau mă poate duce cu gândul la, nu știu cum se numesc, Pălăriile acelea speciale, din nou o să vă las pe aici pe undeva o imagine ce se pune la absolvire Tocă, dacă zic bine, da? deci mă duce cu gândul la acele pălării da? Bun, foarte tare ambalajul Ok, trecând de ambalaj, să vorbim puțin despre notele acestui historic Doria avem note de vârf, floare de portocal, lămâie, zmeură, note de mijloc, tuberoză, mandarină, iasomie, ambroxan, iar în bază mosc, note lemnoase, iasomie, sambac. Deci. După cum v-am spus, nu este un blind buy. Am avut mostră și pe mine la momentul respectiv, m-a dus în zona de Instant Crash, un parfum pe care eu îl dețin, atât în variantă originală, ca să mă exprim așa, cât și în variantă de dupe clonă. Și acest afnan istoric Doria, la momentul acela, m-a dus în uh, Instant Crash. Atomizorul, ca de obicei, toate, vai atomizoarele, toate pulverizatoarele Casei Afnan sunt de excepție. De ce tot vă zăpăcesc eu cu. Am avut mostra în aprilie, martie-aprilie și mă ducea în zona de instant crash. Acum, am retestat pentru că v-am mai spus într-un alt clip, eu am toate mostrele acolo. Am retestat și mi se pare, nu știu, ori s-a macerat, ori mi s-a mai maturizat mie, pentru că totuși mi s-a mai maturizat mie simțul olfactiv, pentru că totuși e ceva timp, da? De atunci. Pentru că eu, în momentul de față, percep acest historic Doria de la Afnan ca o combinație între Flor narcotic de la Xnihilio și Instant Crash. Da. În accepțiunea mea, historic Doria este fix ca și cum ai face layering cu Flor narcotic. Vă las aici și Instant Crash. Da? Și o să caut să vă las inserat și prețul acestor parfumuri. Pe când Historic Doria vine în varianta de 100 de ml, 150-155 nu am reținut. Am spus la începutul clipului că am profitat de reduceri, însă chiar și prețul întreg pentru acest Historic Doria este prea mic pentru ceea ce oferă acest parfum. Cei de pe Parfumas îl listează ca fiind un parfum floral de damă. Sinceră să fiu, în accepțiunea mea, deschiderea este 80% tinde către uh, latura feminină, ca să mă exprim așa, însă dry down-ul eu îl văd purtabil și de către un bărbat dacă, nu știu, domnii care mă urmăresc, că știu că sunt și domni, știu că de pe site-ul celor de la Parfuma se pot comanda mostre, pentru că și eu am comandat mostre. Dacă vă surâde de ideea, mai degrabă achiziționați mostre. Nu știu câți dintre voi pot trece de deschidere. E drept, acea deschidere 80% către latura feminină nu durează foarte mult. Da? Dar, în dry down, nu știu, e genul acela de parfum efervescent, cu o atingere citrică, dar soft, da? Nu avem aici acel șofran din Instant Crash, Instant Crush, um, vorbesc de varianta de la Mansera, da? Varianta inițială ca să nu folosesc termenul original, ca să nu picăm în latura cu parfumurile middle-easter, sunt parfumuri fake, da? Instant crash de la Mansera, pe care îl dețin eu, nu îl pot purta, cu toate că îl iubesc, îl ador, da? Nu îl pot purta vara tocmai din pricina notei de șofran. Însă acest historic Doria cu siguranță. Nu numai că merge purtat vara, mă duce în zona de parfum all season, da? Îl văd portabil în absolut orice anotimp. Deci tot încerc, da, să să-i dau de rost la dry down. însă cel puțin pe blotter nu numai că este către dry down pe bloter, este un mix între Instant Crash și Bacara. Dar vorbim de Bacara, uh, varianta normală. Nu, nu vorbim aici despre extract. Îmi cer scuze, o secundă. Da, ok. Uh, se resimte totodată în acest historic, de fapt e una, resimt un ușor iz de campari, da, Camparii, uh, nu știu, ori este zmeura, ori nu știu, e ceva ce mă duce cu gândul la Camparii, dar e doar o atingere. Ambroxanul din acest parfum este uh, la categoria bombă, da? Nu aș recomanda să faceți overspray cu acest Historic Doria. Chiar dacă eu personal joc în uh, liga oversprayer, nu. Deci nu cu el. Nu cu el pentru că are ambroxan tati și e ambroxanul acela... Vai, dar... Este superb! Este superb! Eu nu știu de ce a trebuit să aștept din aprilie ca să-l comand tocmai acum. Nu mă întrebați ce a fost în capul meu. Și da, către uscare mă duce foarte, foarte mult Instant Crash Bacara, dar nu uh, Bacara extra. Da, superb! concluzia finală. Din punctul meu de vedere, în accepțiunea mea, acest parfum, domnilor, dacă reușiți să treceți de deschidere, în uscare merge către latura unisex. Doamnelor, dacă sunteți iubitoare de instant crush slash bacara, pentru că oricum pentru mine una și pentru percepția mea, Instant Crush și Bacara sunt oarecum veri, cum le spun eu, da? Ca o primă impresie, cam asta este istoric Doria de la Afnan. Din nou, nu știu ce a fost în capul meu, de a trebuit să îl cumpăr abia acum. Și totuși, așa, da? Deci uitați-vă cum arată. Nu știu, eu una, dacă aș primi un asemenea cadou, deci în afară de miros, prezentarea este divină, este altceva, da, altceva. Bun. Trecem mai departe. Și ce puteam să comand eu de pe site-ul celor de la Parfumas Decât uh, un parfum de la casa Ahmed Al Magribi și anume Eros, da? Pentru Eros am avut, am avut o mostră. Nu mai știu, vă las aici clipul în care am primit mostra acestui minunat parfum. Da, deci am folosit violența cu această folie. Mi-a rămas gândul la Eros, după cum vă spuneam, de ceva mult timp. Și am profitat de faptul că, deci, super, super, super ambalaj și ia uite, am lăsat și pe aici. De ce nu? Da? Uh, ambalajul acestei buline, cerculețe sunt embosate, da, ca să spun așa, foarte faină până și cutia și vine în 55,4% concentrație de ulei aici Vă spuneam că mi-a rămas gândul la acest Eros pentru că um, face parte din ultimele noutăți ale casei Ahmed și mi-am adus aminte că atunci când l-am testat, l-am catalogat ca fiind parfum all-season. Așadar, nu mă deranjează că a trecut vara, mă pot bucura în continuare de acest eros care. Deci, vine într-o sticluță mată. Pe cameră nu prea se surprinde, însă este um, acel violet. Este nuanța um, aceea de violet de la lin, da? Altă sticluță pe care o am și o iubesc. Foarte, foarte faină prezentarea. Uh, și acest eros vine în variantă de 80 de în cantitate, pardon, de 80 de mililitri. Notele pentru el sunt note de vârf, fructe de pădure, măr roșu, note citrice, note de mijloc, iasomie, trandafir, floare de portocal, iar în bază avem iris și mosc alb. Bun. Um, îmi aduc aminte Că eu m-am bucurat, cred că de vreo două pufuri din uh, mostră și mostra mea a plecat. Deci dacă toate parfumurile ar avea atomizoarele casei Ahmed, vai de viața mea și de sufletul meu. Nu știu de ce mi-a trebuit două luni, dacă nu mă înșel, ca să-mi achiziționez acest eros. Vă spuneam că m-am bucurat de mostră de două ori, dacă nu mă înșel, și apoi a plecat către una din prietenele mele, pentru că noi mai facem, cum glumim noi, trafic de mostre. Da, dăm așa de la una la alta până nu mai rămâne nimic. Și înainte să îi dau mostra. Știu că a fost așa o chestie, am făcut schimb de mostre și am zis, zic, nu, următoarea comandă, orice ar fi, acest eros va veni în viața mea. Pentru că nimic Middle lister este genul acela de parfum de designer, da? Este, dacă acest eros de la Ahmed al Maghribi ar veni într-un alt ambalaj, uh, Profilul său olfactiv, cu siguranță, ar fi, nu știu, acest parfum ar trona pe raftul cel mai din față, ca să mă exprim așa, undeva în Sephora, Marionot, Douglas și așa mai departe. Este genul acela de parfum feminin, elegant, cu clasă. Nu este. E genul acela de parfum de doamnă Dar nu vă gândiți că ar avea ceva Is vintage Nu, nu vorbim aici când spun Parfum de doamnă Nu mă refer doamnă în sensul de Doamnă mai în vârstă Nu Acest parfum este pentru uh, Acea femeie Sigură pe sine da? Sigură pe ea Ajunsă la o anumită la o anumită uh, maturitate uh, în mai multe domenii, ca să mă exprim așa. Maturitatea aceea psihică, uh, maturitatea aceea uh, a stilului, de ce nu, da? Maturitatea aceea vestimentară, e, e parfumul femei care nu urmează trendurile, da? Pentru că, de exemplu, în parfumerie, în ultimul timp, marea majoritate a parfumurilor au ori iz de bacara, ori uh, is vai, iz de Killian Angels Share. Da? Unde am pus apa? Îmi cer scuze. E, acest Eros, nu. Eros este parfumul Doamnei care e, e la modul. Uh, nu e la mod de ce place tuturor, e la mod de ce îmi place mie și am încredere în mine, am încredere în gusturile mele, am încredere în ceea ce port, da? Cam așa este acest eros. Este un safe blind buy și, da, dacă ar fi să cadorisesc pe cineva, cu siguranță aș alege eros. Da? Adică, dacă ar fi să aleg între Afnan uh, Historic Doria și Eros, uh, dacă mă refer strict la latura olfactivă, mai degrabă aș alege să fac au două cuiva Eros. Cu toate că, <coughs> mii de scuze, cu toate că uh, prezentarea de la Afnan Historic Doria este altceva. Um, de fapt da, bine că le am pe ambele și pot face paralela. Eros aș ca si o femeie care e sigură pe sine și nu are nevoie de trenduri și așa mai departe, pe când Avnan historic Doria, l-aș ca dori unei doamne ce urmează trendurile. Ambele, dar ambele sunt minunate în felul lor. Eros, se simt foarte bine fructele combinate cu nota de iris. Este un iris atât de frumos și atât de realistic, între ghilimele, realizat în acest eros. Avem un mosc curat, nu știu, moscul ăsta am impresia că Uh, îi dă parfumului uh, acea, îi oferă acel timeless, da? Îl face un parfum nemuritor, portabil, pretabil, oricând, la birou, uh, la teatru, la operă, nu știu. E genul de parfum easy rich da? Vai. Încă o dată, nu știu de ce a trebuit. Să treacă două luni, dacă nu mă înșel, ca eu să-mi aduc în viața mea această frumusețe de parfum. Bun, către dry down devine din ce în ce mai uh, cremoso pudrat, dacă are sens, datorită combinației de iris și mosc. Superb, superb, superb este. Bun. Am mai achiziționat două esențe pentru care, ce să vedeți, pardon, nu mi-am scos notele. Da. M-am grăbit să filmez și nu, nu am scos notele și anume Al -haramain Tanasuk și Al-Anic Ahrar. Ca să știți, la primul meu clip cu esențe, în care am vorbit despre esențe, dacă nu mă înșel, acum două luni, vă las oricum aici, și acolo v-am spus, vă aduc la cunoștință, ca să mă exprim așa, și în acest videoclip, faptul că esența de la Al-Anic, da? Vine fără folie, dacă vedeți, da? Deci este direct cutia de carton, fără folie, cum este, de exemplu, la Al Oricum, și cei de pe site, vă scriu acolo, nu mai știu, mi se pare că și Choco Mask, parfumul, nu numai esența, vine fără folie, dar am zis să vă anunț să nu trăiți cu senzația că cineva va a umblat la parfumul. Bun. Acest al anic, de fapt, ahrar de la al anic. Eu mai am o singură esență de la această casă. Bine, ulei parfumat, atar, cum vreți voi să-i spuneți, mie mi-e drag să le denumesc esențe. O să vă las aici o poză, Uh, momentan știu că acela nu se mai găsește pe site-ul celor de la Parfumas. Uh, stați totuși un pic. Ok, haideți că v-am lăsat un pic pe pauză ca să spun așa, să aduc cealaltă esență pe care o am eu. Uh, acum 2 ani, dacă nu mă înșel, nici nu mai știu când am achiziționat-o, pentru că eu tot comand de ani mulți de pe site-ul celor de la Parfumas, adică nu sunt la prima comandă și hai să vă arăt și vouă. Și vorbim aici despre Al Anic Ruj, da? o esență care vă spuneam că nu se mai găsește momentan sau cel puțin n-am mai văzut-o eu, care miroase a dar nu extractul, dar cum să... E un bacara mai altfel. Eu una nu iubesc bacara decât varianta extract, însă această esență... Nu, e fix ceea ce trebuie. Ok, și am spus să aleg acest ahra de la Al Anic. Eu mai am esențe, hai că oricum am gânduri gândurile amestecate acum, pentru că mi-am adus aminte că și domnul Florin mi-a cerut clip, un alt clip cu esențe. Îl am pe acesta de aici cu esențele mele de la Al Rehab. Însă eu mai am esențe de la Orientica, de la Al Haramain, de la Afnan și cred că o să le grupez treptat, treptat să vorbesc despre ele. Uh, ca un mic reminder, esențele, eu, iris și cafea. V-am spus că n-am scos notele, însă, da, acest uh, ahrar mi-a atras atenția și l-am comandat din pricina pentru notele de iris și cafea. Nu este genul acela de cafea uh, in your face, ca să mă exprim așa. Resimt mai degrabă notele de iris, însă uh, îl percep a fi o uh, esență unisex. Floral, foarte, foarte ușor, 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 gurmand. Foarte slab gurmand. Da, și acest uh, Ahrar l-am comandat pentru acest Eros. Uh, din nou, reminder, vă spuneam în clipul cu esențele și parfumurile al Rehab că pentru mine layering-ul asta înseamnă uh, parfumul pe piele și pe haine, iar esențele eu nu le mai aplic, dar nu prea au același efect. Adică dacă aplici esența în punctele principale, da? zonele de puls și așa mai departe și vii cu parfum peste, nu este același efect ca atunci când aplici esența în palmă și după aceea o aplici pe vârfurile sau pe lungimea părului. Testat, garantat, testat pe propria mea piele, da? altă proiecție, altfel proiectează esența dacă o aplici pe lungimea părului decât dacă ți-o aplici pe piele din nou, din propria experiență. Și acest Ahrar l-am luat, l-am achiziționat pentru uh, a-l combina cu acest Eros, da, pentru că ambele, atât Eros cât și Ahrar au acea notă de iris. Superbă, superbă, însă acest ahrar merge clar, foarte clar pe linia unisex, pe când de eros nu. Super, super, super fain și bineînțeles dacă acest ahrar l-am achiziționat pentru um, eros, am simțit nevoia să achiziționez ceva și pentru istoric Doria. Pentru că, da, eu nu... Eu nu fac clearing, de exemplu, esență de mosc cu parfum cu mosc. Nu, mă și joc. Adică combin o esență cu mosc cu un parfum cu ud și trandafiri. Dau un exemplu. Da? Nu e cel mai fericit exemplu, da. Ați înțeles voi cât de cât, da? Și aici vorbim despre o esență care de mult se afla pe lista mea de achiziții, în primul și în primul rând din pricina sticlei. Da? Cum să ratez asemenea bijuterie? Uh, din uh, capitolul uh, de fapt la partea sticle bijuterie, mai am vă las aici clipul cu Supreme Mask de la Afnan, care iubitoarele și iubitorii de uh, musc, mosc, de deci ce am zis musc, nu mai contează, iubitoarele și iubitorii de musc este un safe blind bai, da? Vă las aici clipul. Iar aceasta ar fi a doua mea sticluță bijuterie. Tanasuc este pe... Am dat cu inelul, da? Deci e metal partea aceasta. Și avem și niște pietricele foarte frumoase. Hai de pune zoom, tati. Hai. Ok. Tanasuc știu foarte sigur că este în zona de profil olfactiv Mansera Roses Vanille, da? Pe undeva pe acolo. Și avem ă, acest capac din metal foarte greu, bagheta de sticlă, ca de obicei, și o să mă dau aici. Da. Roses Vanille sau mai degrabă, vedeți, de-aia vorba aceea, testați, testați, testați. Deci, pe Fragrantica am citit că duce în zona de Roses Vanil, însă, în accepțiunea mea, este un mix între uh, intens cafe și Roses Vanil. Da, este un mix. Și este fix ce aveam nevoie pentru toamnă-iarnă, da? Uh, îl văd... Doamne, Doamne, cât e de... Nu. Vai de mine, Doamne Dumnezeule. Dacă este unisex, da, eu una îl văd unisex. Pentru că fix acum uh, mi-a venit o variantă de layering în uh, minte și anume aș combina acest uh, Tana Suc cu uh, Ud cafe de la Ahmed. Pentru că tenta de cafea, nu știu, da, m-am grăbit și nu am scos notele. Uh, tind să cred, tind să cred că ar fi ceva cafea. Aici este udul acela frumos, este udul acela uh, dulceag. Din nou, nimic scanchi, nimic uh, degraști. Um, în accepțiunea mea, este categoric unisex. Doamne! Din nou, abia aștept să-l pozez și să-l filmez pentru Instagram. Apropo, dacă nu suntem prieteni, dacă nu ne urmărim și pe Instagram, în descrierea videoclipului veți avea link către profilul meu. Nu, deci nici nu știu ce să vă spun mai repede. Bijuteria care este sticluța, de ce mi-a trebuit atâta timp să-l comand, felul în care miroase, miroase sexy, miroase ușor dark, miroase misterios din nou, pretabil atât pentru un bărbat cât și pentru o femeie. Nu știu. Deci nici nu știu ce îmi place mai mult. A, și avem mostre. Da? Deci avem mostre. Și dacă avem mostre, urmează și comenzi. <laughs> și uite așa, Odiseea continuă, da? Și, a, Ahmed. Avem aici un Ahmed. Avem Pearl Wood, o să vă las ca de obicei aici sticluța de la Ahmed, din nou o să vă las notele aici De fapt și pentru esențe vă voi insera notele undeva pe aici, dar și pentru mostre Bun, acest Pearl Wood de la Ahmed vine pentru că am aici o poză mică, mică, mică cu sticluța Vine în uh, acel format de uh, grenadă, cum îi spun eu da. Uh, cei de la Ahmed dau vreo trei parfumuri, dacă nu zic eu prostii Care vin în aceeași formă de sticlă, diferă doar denumirea deci, Mă vedeți că în loc să miros asta, eu miros tot anasuc, da? Încă o dată nu știu de ce mi-a trebuit atâta timp să-l iau. Vai de mine cum e! Și acum ca să pot să înțeleg ceva am nevoie să spăl simțul olfactiv cum vă zăpăcesc pe voi de fiecare dată. Și cum multe dintre voi uh -huh, am văzut că mi-urmați sfatul beți apă, spălați simțul olfactiv, da? Spălați simțul olfactiv când testați după fiecare aromă puternică, altfel nu veți simți cum trebuie. Bun. Și acum să vedem ce avem aici acest Pearl Wood. Pentru că, de ce nu, dacă Eros a venit în viața mea după două luni, poate și părul ud ajunge undeva prin toamnă iarnă. Vai, vai, vai. Un parfum cremos, un parfum cald, ușor condimentat, vibrant, rafinat, luxos. Vai. Floral, fructat, nu știu dacă am spus, dar e ceva ce mă duce în zona de floral, fructat. O bogăție de miresme. Cu accente pe tuberoză și asomie. Deci sunt toate atât de bine omogenizate și atât de bine puse la punct, atât de rotunde, încât la o primă impresie, decât așa vă pot pune degetul, tuberoză și asomie. Dar și acestea greu, greu se disting. Se numește Pearl Ud, însă nu simt ud. Deci chiar nu simt ud. Mai încercăm o dată. Nu. Nu simt ud. Nu. Vai, cât e. Dar e superb. E genul acela de um, floral, fructat, cremos, luxos, dens rotund, cum spun eu, da? rotund în sensul că toate notele, toate acordurile sunt atât de bine îmbinate între ele, încât nu poți descifra, da? Tot ce resimt, tuberoză și asomie, accentul cam aici ar fi. Și mie, la, din nou, la o primă impresie, îmi pare a fi acel parfum de designer. Nici de cum Middle Eastern arabesc, nu. Nu avem treabă cu așa ceva foarte, foarte fin, foarte frumos. Deci foarte, foarte frumos. Nu știu de ce, dar cred că va veni și el în viața mea. Așa, trecem mai departe. Hashtag rezist, nu mai cumpăr parfumuri. A câta oare e? A câta oare e în care eu spun că nu mai comand? Da. Și vorbim aici despre... Um, al Anic, aceeași uh, casă, dar vorbim de data aceasta despre un parfum, pentru că ei au și parfumuri, vă lasă isticluța ca de obicei, și anume Ashwak. Dacă zic eu bine și cum trebuie, da? Și de la această casă eu nu am niciun parfum, și sinceră să fiu, chiar sunt curioasă cum miroase. Vai de viața mea, vai cât e de tare, parfum tropical, dul nu dulce lemnos, floral fructat lemnos, mango, deci e un mango în deschidere acolo, atât de natural, atât de uh, realistic, cum zic eu, redat, mango... Ia Iasomie, nu știu dacă e crin, ba da, crin, crin și boabetonga. Vai de sufletul meu cum e acesta, nu se poate, nu, de, nu se poate și este... Un miros foarte pătrunzător. E genul acela de parfum care știi sigur că va avea um, performanțe, da? Și performanțe foarte, foarte bune. Nu știu, la prima impresie pur și simplu m-a trăznit, da? Uh, și când spun m-a trăznit, v-am mai spus eu și în alte clipuri, nu vorbesc aici despre acel izalcolic, da? Ați văzut, sunt parfumuri care la primul nas te izbește de alcool. Nu. Și ca o altă paranteză, dacă eu l-am perceput atât de in my face pe acest uh, anic după Pearl ud de la Ahmed al Maghribi, înseamnă că, vai de viața mea, deci este superb, nimic middle eastern, regret că n-am avut mostra asta acum ceva timp în urmă, pentru că acesta ar fi fost cu siguranță, și nu sunt vorbe mari, parfumul meu semnătură pentru vara aceasta. Dar la următoarea comandă de pe site-ul celor de la Parfumas, acesta va fi cap de listă. Nu. Parfumul ăsta trebuie să-l am. Pentru că acel Mango te izbește în deschidere, însă. Uh, mijlocul baza, da, către notele de mijloc și către notele de bază, avem acel floral, un floral cu accente de un floral combinat cu boabe Deci nici nu mai îngăsesc cuvintele. De mult, sincer, de mult nu mi s-a mai întâmplat ca un parfum să nu. Nu, nu se poate. Nimic Middle Eastern. Este ceva ce creează dependență. Mă vedeți dacă tot am, tot stau cu nasul în blotăr. Creează dependență. Parcă mi-ar semăna cu ceva și parcă nu. Și este ceva mainstream, da? Ca și uh, Categorie olfactivă, da, e ceva foarte ușor, plăcubil, nimic deranjant, nimic middle Eastern, nimic uh, iar ai venit tu cu arăbeții tăi, cu arăbeștile tale și așa mai departe, nu. Nu, nu, deci ăsta clar, ăsta la următoarea comandă nu contează că, vai, deci e superb. Și ultimul. Vai ce culoare are. Deci nu știu ce avem aici și sticluța este foarte frumoasă. Nu știu, nu vrei să pui zoom? Nu vrea să pună zoom, dar vă las eu aici sticluța și vorbim despre zimaia sau alif helwa. Nu știu dacă zic bine sau nu. Și să vedem ce e aici, oricum la ce culoare are, dacă și acesta am dă de cap, oricum sunt tare curioasă, dar în momentul în care voi edita videoclipul, vă voi pune și prețurile pentru mostre, pentru că acest parfum, Anika Shwag, miroase incredibil de bine, deci tare sunt curioasă cât costă. Și acum să revenim la Sawalif helwa portocală, piersică ceva flori dar portocală, piersică din start, da? Portocală, piersică miere portocală, piersică, miere gurmand fructat, gurmand. Atât pot să pun degetul, da? Portocală, piersică, miere. O tentă de cafea, stați un pic. Ia să vedem. Da, are și o tentă de cafea. Nu este o cafea pe care să o simți, da? In your face, cum nu este nici în Ahrar. Ahrar mi se pare mai degrabă centrat pe iris, dar se resimte și cafeaua. Însă, din nou, vă spun, nu este acea cafea In your face. Nu. La fel și în Sawalif. Este o cafea, dar este undeva în spate, ca să mă exprim așa, exact ca la, ca la această esență. Însă este o superbitate și acesta. Mă duce... Nu spun că acest... Unde ești, tati? Aici. Sau Alif Helua. Nu spun că este un dup pentru Elisable Parfum. Însă, am impresia că mierea din acest, acest parfum de la zimaia este exact mierea din Elisab. Este același gen de miere. Adică, eu una personal așa le resimt. V-am mai spus eu și în alte clipuri, Elisab Le Parfum este unul din preferatele mele la capitolul parfumuri de designer. Și da, da, mierea din acesta este aceeași miere din Elisab. Foarte fain lucrată. Foarte fain. Uh, bun. Se pare că nasul meu a rezistat eroic și de data aceasta. Din nou, nu-mi cereți să pun degetul pe ceva anume ce-mi place mai mult pentru că oricum v-am spus ce a fost în capul meu. Adică ele două le combinăm și ele două le combinăm. Da. Deci nu mai pot cu suc. Acum mi se am impresia că uh, merge mai mult în roses vanil. Da. Dar totuși mai are o atingere, însă nu mi se pare la fel de proeminentă ca în deschidere de um, intens cafe Da, bun Ca de obicei, ador tot ce mi-am achiziționat Oricum, acesta a fost uh, unboxing și primele impresii Automat ele vor intra în uz, voi abuza de fiecare în parte și voi reveni um, ori în recenzii separate, ori le voi uh, introduce în anumite selecții, da? dar trebuie să vă mai zăpăcesc o dată, achiziționați și voi, dacă nu în varianta full size. Cu toate că nu e nimic de listă nimic deranjat, măcar o mostră din acest parfum. Deci nu la următoarea comandă, eu nici nu pun mostra lângă restul, nu. Acesta va veni la mine în varianta full size, pentru că nu, nu se poate, nu se poate, ok. Eu îmi pun acestea ca să știți ce tot pe aici. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet, dacă aveți și voi uh, vreunul din aceste parfumuri sau poate aveți uh, varianta full size al acestui așuac, că v-am terorizat cu el. Vă aștept cu drag și cu nerăbdare în secțiunea comentarii. Vă mulțumesc din suflet! În bara de descriere veți avea link pentru absolut tot ce v-am arătat, inclusiv mostre. Vă pun link către varianta full size. Vă las și link către contul meu de Instagram. Ne reauzim cu drag și cu plăcere și acolo. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez, ne auzim în comentarii. Până data viitoare, vă pup, vă ador și vă doresc zile superbe și neapărat, dar neapărat parfumate. V-am pupat!